Astăzi, pentru municipiul Bălți, este un eveniment foarte important. Participăm împreună cu toți la startul unui obiect comercial, dar care sunt sigur că pentru anii următori va fi o vitrină pentru municipiul Bălți. Din partea locuitorilor municipiului Bălți, vreau să mulțumesc la toate instituțiile care au contribuit pentru că acest proiect să apară în numele municipiului Bălți. Sunt sigur că în timpul apropiat vom avea posibilitatea reală de a extinde municipiul Bălți prin satele care trebuiau de mai mulți ani deja să fie parte a municipiului Bălți, ca centri comerciale, pentru ca investitorii să vadă că în municipiul Bălți este într-adevăr un potențial foarte mare și economic și social. Vreau să mulțumesc Guvernul Germaniei și Guvernul României pentru contribuția semnificativă acordată, deoarece împreună avem oportunitatea de a crește aceste investiții și nu în ultimul caz, eu cred că faptul că primăria municipiului Bălți deja mai mulți ani la rând este cea mai transparentă în Republica Moldova, din toate autoritățile publice și locale, demonstrează poziționarea noastră că suntem deschiși pentru orice parteneriat, pentru orice investiții. Bine ați venit la Bălți! Încă o dată mulțumesc echipei Kaufland pentru locurile de muncă, pentru bălțeni, pentru că ați avut grijă să nu doar să construiți, dar să mai faceți, să mai construiți ceva frumos. Și în fața acestui centru comercial, și eu sunt sigur că deja sunteți un exemplu bun pentru alți agenți economici, cam cum ar trebui să meargă lucrurile la noi în Republica Moldova. Vă mulțumesc! Открытие магазина Kaufland – это очень важное событие для нашего города, потому что в городе появился современный коммерческий центр. Я очень признателен инвесторам за то, что помимо строительства магазина, они также участвуют в развитии инфраструктуры нашего города. И я считаю, что это первый магазин, который на самом деле будет являться витриной нашего города. Как я говорил уже сегодня, я очень надеюсь, что на следующий год мы начнем расширять муниципий Бельцы за счет прилегающих населенных пунктов. Тем самым у нас появятся площадки, земельные участки для привлечения инвесторов, для того, чтобы у нас появились реальные индустриальные зоны, а не так, как у нас в городе, например, часть заводов предприятий находится в городе. Это влияет негативно на бельчан, на жителей города Бельцы, которые живут недалеко от этих заводов. И мы сможем реализовать намного больше проектов за счет того, что территория муниципия Бельц может вырасти в разы.